Comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au aplicat în ultimele 3 luni amenzi în valoare totală de peste 464.000 de lei, în urma celor aproape 280 de controale. Principalele nereguli depistate în urma verificărilor au constat în nerespectarea prevederilor autorizațiilor de mediu și modul de gestionare a deșeurilor. Cea mai mare valoare a amenzii a fost în cuantum de 50.000 de lei și a fost aplicată pentru lipsa autorizației de mediu pentru activitatea desfășurată. În perioada aprilie-iunie, comisarii din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu au efectuat un număr total de 275 de inspecții, atât inspecții planificate, cât și inspecții neplanificate. Controlele au fost realizate la operatorii economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului și se supun procedurii de reglementare. Inspecțiile planificate și neplanificate au fost realizate în urma autosesizării, dar și după ce unii cetățeni au făcut reclamații la Garda de Mediu. În urma acestor controle au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale principale, respectiv 6 avertismente și 21 de amenzi în valoare totală de peste 464.000 de lei. Cea mai mare valoare a amenzii a fost în cuantum de 50.000 de lei și a fost aplicată pentru lipsa autorizației de mediu privind activitatea desfășurată.